Tu ce spui este... Așa cred că este bine să spunem despre lucruri în cazul în care ai o părere diferită față de altcuiva, dar în niciun caz să spui despre el sau despre ea că este într-un fel. Da, o sentință niciodată. Este o judecată. O judecată, da. E ca și când l-ai forța, l-ai forța să fie așa. Și soluția care ar fi? Asta este. Bine, dar lucrurile sunt, după, din perspectiva mea, mai pas, fiecare, în funcție de conștientizarea fiecăruia, începe să facă progrese în ceea ce privește aceste conștientizări. Pentru că noi avem în subconștientul nostru așa o serie de arhetipuri și unul dintre ele foarte, foarte puternic este ăsta al judecătorului. Adică vrem să avem dreptate. Și în momentul în care tu tinzi această dreptate, să ți se dea dreptate, să fii validat, să avem nevoia asta ancestrală, plecată tot de la păcatul original, evident, după părerea mea. Atunci luptăm cumva pentru dreptatea aceasta, dar ea nu există. Și atunci luptăm pentru ea, intrăm automat în zona de a pune etichete. Că este foarte ușor pe pământ să fii într-o stare de nemulțumire, de dorință, de manifestare în zona aceasta. Mai, dacă te uiți în jur, marea majoritate aici sunt. Parcă este, vorbeam mai devreme de limite, că deja spui o limită, dar de fapt oamenii, foarte mulți funcționăm în zona aceasta. Și este foarte greu să accepti. Să intri în acceptare și să nu mai intri în această formă de a avea dreptate. După părerea mea, nu se poate face decât prin voință și prin conștientizare, prin efort. Adică, pur și simplu, devii conștient de manifestarea și de intenția cu care intri în acea discuție de a avea dreptate tu. Și asta este valabilă în orice segment al vieții noastre, fie că e relație de cuplu, fie că este relație de muncă, relație de prietenie, relație părinți, copii, nu contează. În orice fel de relație unde ne manifestăm noi și ființăm într-un anumit moment al vieții, avem nevoie de a avea dreptate. Dar e o nevoie. Nu este a sufletului. Este o emoție lumească. Și odată ce începem să construim pe ea, în sensul că o conștientizăm, prin efort și prin voință antrenată zilnic, renunț la acest archetip, pentru că n-ai cum să vindeci mii de ani. În momentul în care tu intri în acest plan de vibrație, de al dreptății, eu cred că accesezi toate planurile celelalte pe care le ai în transgenerațional, translife și așa mai departe și n-ai cum să faci față. Pentru că sunt foarte multe acolo acumulate ca și energie. Este inutil să faci lucrul ăsta, pentru aia a spus Iisus, nu judecați și nu veți fi judecați. E simplu. Cine nu vrea să fie judecat? Nu, am zis că a zis Iisus, nu judecați, așa, pentru că veți fi judecați. Pentru că era este un concept foarte simplu pe care îl aplicăm, într-adevăr, cu voință și cu conștientizarea acestui fapt. În cazul în care, de exemplu, intrăm într-o polemică sau într-o discuție pe care o avem, foarte repede să ne dăm seama sau cel puțin să ne punem un semn de întrebare. Ce vreau să obțin de acolo? Vreau să ies eu în evidență și să fiu validată, validat că eu am dreptate, atunci sunt pe o cale opusă luminii
Și este clar că mă duc în zone mai joase de plan. În cazul în care intru în acea discuție pentru a găsi o soluție la ceea ce se întâmplă acolo, deja lucrurile sunt diferite. Atunci nu mai caut dreptatea, ci caut să văd cum putem rezolva. După părerea mea, o ființă se vede cât de elevată este, cum vorbim de multe ori la în situații de conflict. Acolo se vede nivelul de unde a putut să ajungă. Pentru că la conflict îți activezi toate aceste arhetipuri care și implicit toate celelalte energii. Ziceam anterior că nu poți să rezolvi o problemă din planul acesta decât cu energii dintr-un plan superior. Și în momentul în care tu intri într-o situație conflictuală cu energie joasă, pentru că ați căutat dreptatea, e o energie joasă, nu ai cum să rezolvi problema. Este simplu. În cazul în care avem această cunoaștere, rămâne doar să o aplicăm. Și să vrem să o aplicăm. Și eu pun și cealaltă întrebare, în regulă, se dovedește sau celălalt cedează. Dar poate să cedeze dintr-o parte de putere sau dintr-o zonă de slăbiciune, adică pentru tot așa ca să obțină ceva beneficii. E foarte important de unde intri. Intri în acceptare sau intri în toleranță sau intri în a obține altceva. Dar în momentul în care într-o situație din asta conflictuală tu răspunzi sau ești acolo, devii o poziție de putere și când mă refer la putere, mă refer la puterea iubirii, la puterea inimii, la o acceptare deplină. Tu n-ai nici cum să mai cauți vreun beneficiu din acea situație și nici nu ai cum să mai cauți dreptatea, indiferent câte planuri și energii sunt în spate care ți se activează în subconștient și ar putea să facă ravagii într-o situație de genul acesta. Pentru că asta este credința mea sau una dintre credințele mele. În viața asta nu avem cum să rezolvăm miliardele de traume pe care le avem și de programe înregistrate. Nu ai cum. Nu ăsta e scopul, după părerea mea. Și atunci este ca și cum pierd timp, pentru că timpul are trei mari caracteristici. Îmi place să cred lucrul acesta și sunt de acord cu chestia asta, că are trei mari caracteristici timpul. Adică este irreversibil. Noi nu mai putem retrăi ce este indispensabil. Fără el nu, cel puțin aici, nu știu în alte dimensiuni cum este, dar aici e indispensabil. Și e inflexibil, nu? O oră pe care noi avem ca și oră, ca măsură de timp, nu putem întinde mai mult de atât. Decât, după părerea mea, putem să facem și chestia asta. În momentul în care, în timpul unei ore sau în cadranul unui anumit interval de timp, prezența noastră ca dimensiune, ca ființă, suntem în mai multe segmente ale vieții. Adică, cu alte cuvinte, eu acum sunt aici cu voi, practic, avem o poveste, vorbim unii cu ceilalți, ne împărtășim. Împărtășim poate și celor care vor să asculte. Și, dar în același timp, eu sunt în permanență conectată cu Dumnezeu și există o rugăciune în continuă, facă-se voia ta, Doamne. Practic, ființez în două planuri. Sau poate ai, când bei apă sau mai și hrănești corpul, mai ființezi într-un plan. Deci, practic, în același timp îl folosești deja în trei direcții și, practic, 5 minute se mulțesc cu 3. În cazul în care facem lucruri de genul acesta. Și este posibil să facem lucruri de genul acesta și, practic,
se pot înmulți cele, nu știu, 16-17 ore pe care nu le dormim și le avem în stare de conștiință trează, le putem tripla sau le putem extinde. Dar una peste alta e cam inflexibil așa el, cel puțin la percepția, în percepția foarte multora dintre noi. Și atunci, având în vedere acest aspect, e foarte important ce facem cu el. Și, după părerea mea, asta este. Care e motivul pentru care intru într-un conflict cu partenerul, cu partenera, cu copilul, cu colegul, colega, șeful, șefa sau ce mai fi în jurul meu? Pentru ce fac lucrul acesta? Pierd timp, îmi fur timpul și nu rezolv nimic, pentru că problema, repet, nu se rezolvă, pentru că cobor într-un plan inferior și nu are cum. Legile Universului nu funcționează așa. Am dar senzația că am căpătat acolo și chiar este doar este un fals. Că am căpătat acolo un drept, dar este un drept într-o lume care nu există. Adică în sensul că ea există acum, că ființăm acum aici, am fost trimiși sau am ales să venim aici, fie unii am fost trimiși, unii am ales, fiecare cum, pe unde am fost și cum am putut, dar clar că suntem acum aici și suntem aici să facem ce putem noi mai bine, dacă tot vorbim de binele sau de bine și de rău. Așa văd eu lucrurile. Deci cu efort facem lucrul ăsta, cu alte cuvinte, conștient. Cu efort și a conștientiza că atunci când obții dreptate, este fals. Nu ai ce, vrei să obții dreptate sau fi să distrugi relații, de orice natură ar fi ele, sau vrei pur și simplu să fii într-o uniune și cu ce te ajută dreptatea? Dacă pun cealaltă întrebare, în regulă, ai obținut această dreptate, dar cu ce te ajută? Că celălalt ființează tot în zona lui sau a ei. El, ea, are ce are acolo pe suflet și știe cu ce vine și cu care sunt lucrurile de făcut. Nu poți modifica. Intră în uniune cu celălalt doar. Înseamnă că dacă este lângă tine și planul divin este în așa fel încât acel om este lângă tine în orice context de viață ar fi, este cu un rost acolo și bucură-te de prezența lui, a ei, pentru că cu siguranță e un plus. Nu ți este pus întâmplător nimic în viață. Nu ți este dat nimic întâmplător în viață. Indiferent că experimentăm, cum zicea Dana, și coborâm în planuri și în energii mai joase, fie că începem să experimentăm și să putem să lăsăm din pietre și să mai urcăm și în planurile de lumină. Și da, îngerii ne pot ajuta. Sigur, cred că ne ajută și fără să o cerem, după părerea mea, cu toate că, din câte cunosc eu, nu au voie să intervină decât în momentul în care noi cerem acest lucru și le cerem, dar pe de altă parte eu am acea convingere și acea credință. De fapt, e același lucru, fie că e credință, fie că e convingere. Doar că în momentul în care ne ducem așa mai spre corporatism, spunem convingere și dacă rămânem acolo unde suntem, spunem credință. Dar e același lucru. Am uitat așa, mă să zic. Dana, că ai părerea ta? Mi s-a ce ai ascultat? Nu știu, am primit un mesaj foarte frumos acum. Deci vorbeai despre ceva care nu avea legătură probabil cu ce simți. Dar a fost exact pentru mine și am închis așa ochii și l-am simțit absolut total. Deci mulțumesc pentru mesaj. Ne poți spune și nu? Da, nu știu, era un mesaj de dragoste, era ceva de dragoste. A fost la nivel de câmp. Da. A fost ceva frumos, da. Așa că nu știu ce aș putea să spun mai mult. Despre conflict. Despre conflict? Ce conflict? De ce intră oamenii în conflict?
Atunci când intrai tu în conflict, înainte. Da? De ce intram? De ce intram? Eu de aia intram. Da, pentru că mi se părea că sunt nedreptățită într-un fel. Da, să avem dreptate. Sau pentru că... Da. Uite, spre exemplu, să vă dau un exemplu. Spre exemplu, am fost abuzată în relațiile mele pe care le-am avut. Am avut niște relații foarte așa colorate. Și la un moment dat mi s-a părut foarte mult timp că eu de fapt sunt nedreptățită și că bărbații de fapt n-ar trebui să lovească femeile. Și până nu mi-am dat eu seama că de fapt e absolut ok să fiu lovită. De ce? Lucrurile n-au încetat. Până nu ai înțeles că este absolut ok să fii lovită, lucrurile n-au încetat. Da. De ce? Pentru că am dat, cred că... Adică, deci atât de cât erau rezistență, la tine trebuia să fii lovită. Da. Că, dacă eu, rezistența mea, de fapt, crea conflictul respectiv, adică era participarea, era ok-ul. Da, e ok, poți să dai. Poți să dai, sigur. De fapt, era o binecuvântare. Păi sigur că da. Deci faptul că tu luptai și te apărai, da, era conflictul.